Se înrăutățește din nou situația umanitară din fâșia Gaza. Mii de oameni au fost forțați de armata israeliană să plece din orașul Rafah și să se mute în tabere care ar fi trebuit să fie mai sigure, numai că acolo condițiile de trai sunt groaznice, în timp ce comunitatea internațională așteaptă un acord de încetare a focului. Armata Israelului continuă operațiunile militare. Coridorul din Rafah, în apropiere de granița egipteană, a fost atacat de armata israeliană. Zona tampon dintre enclavă și teritoriul Egiptului este demilitarizată. Recent, Tel Avivul a ordonat evacuarea aproximativ 100.000 de palestinieni din estul Rafah, cel mai sudic oraș din fâșia Gaza. Disperați și îngroziți, oamenii au fugit la adăpost într-o zonă nordică a orașului, în tabăra Muvasi. Chiar dacă zona este relativ sigură, oamenii nu au corturi, alimente și nici apă potabilă. احنا قاعدين بندق خيمه زي ما تقول لا يمكن 70 نفر غنوا علينا وهددوا المنطقه ورموا مناشير وكله وهاي زي ما انت شايف بندق في الخيمه نسطر بس حالنا بس سطرت حال اما مقاومه حياه طبعا تدورش. De la începutul războiului, în octombrie anul trecut, aproape 35.000 de palestinieni au murit, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, instituție controlată de Hamas.